Bine, am găsit la un nou videoclip, eu sunt Raul. Astăzi o să vă prezint suportul de flex făcut de mine. Chiar zilele acestea l-am terminat și am spus că să-l postez și pe YouTube. Cam așa arată. L-am dotat cu flexul Parkside, cu de 230 de W, cu pânză de 125, cu maximul pânzii de 125 și cam așa este făcut. Am spus că dacă vreți să-l faceți și voi, să vă dau o idee. Este pe un suport, este un suport, apoi am pus pe picioare, să iau ruleta, să măsurăm. Țeava care a făcut suportul central este 2 pe 3, dacă puteți vedea, și asta la altă este de 1 jumate. Este mai mult ca stabil, mișcă bancul acesta improvizat de mine, dar el este foarte stabil, este util. L-am făcut cu o minghină interschimbabilă, când vreau să o iau jos sau să o schimb. Este foarte ușor de dat jos doar din aceste două șuruburi și acest șurub cu floare. Și aici sistem, l-am dotat cu un sistem de îndoire, cum ar spune alții, aici cu o cheie de 18, schimbăm la unghiuri, schimbăm unghiul, în rest, și aici tot cu o cheie de 18, să vă arăt, 19, 18, dacă puteți vedea. L-am dotat și cu un întrerupător. Aici mai am de gând să-i pun un bec, un întinzător de să tragă flexul sus. Să filmez mai departe, să trage. Trage până sus de tot. Aici în spate l-am dotat cu un prinzător de cablu, cablul sistemului, care alimentează priza, doza. Aici cablul flexului l-am prins cu doi șorice din aceștia, l-am băgat în priză și acum să facem o probă, cum pornește, zic. Aici am adus un ștecher, l-am băgat în priza, dacă puteți observa. Și acum să vedem cum merge. Puteți vedea că becul de la flex s-a aprins. Da? Becul de la flex a aprins și să îi dăm drumul, să vedem cum mergem. Deci apăsăm aici.
Să facem și un test cum merge. Vom folosi un te de 2 pe 2. Dacă nu mă șel, nu. Da, este de 3. 3 pe 3. Și grosime cam 7. 4. Puteți observa 4. Grosime. Să-l prindem în minghină. Tocmai l-am prins în minghină și acum să vedem cum merge. Puteți observa că taie foarte bine. Sunt foarte mulțumit de invenția mea, să spun așa. Taie, mă ajută să tai mult mai repede la unghi. Nu trebuie să măsur întotdeauna, să desenez unghiul, să mă chinui să tai cu flexul. Deci este o invenție foarte bună. Și dacă v-a plăcut acest clip, dați like, abonați-vă, coment, răspund la toate comenturile, fiți activi, în câteva zile o să postez și noul videoclip cu suportul la polizor, un suport la polizor normal și cu suport de mașină de găurit, de bancă. Eu am fost Raul, bye bye!